Bună seara, Mihai. Mă aflu în conacul jupânesei Chiera Calița, nu-i așa? Bună seara. Conac, măi, Mihai, bună seara. Ce ai cu palatele? Ce-s Didina Canta Cuzino? Nu știu, doamnă, e că acum e ca un palat, trebuie să recunoaști. Doamna Chiera Calița, nu mai, dar eu nu mai zic. Conac, acum orice vilă cu termopan e conac. Am văzut vile făcute anul trecut care... Nu e vilă, dragă, e... Păi este super, oricum. E, asta e făcută mai de mult. Păi știu. Da, auzi, Mihai, bine te-am găsit. E seara asta fetele. Nu este o petrecere de fete. Dar ce este? Este o seară specială. Este o seară de cucoane. O seară când cucoanele, prietenele mele, adică ne întâlnim la, să forfecăm Bucureștiul. Ha. Și toată protipendanda contingentă, adică tot ce se întâmplă, tot ce mișună, deasupra punem nectar de mișunele și, bineînțeles, puțină otravă. Și jucăm cărți, mâncăm, vorbim despre orice, muzee, amanții, plimbări, veșminte, bijuterii, Aoleu, se pune problema de așa meu, ceva? Despre cărți, despre ce vrei tu. Da. Da. Și despre amanții, da. Cui ați vorbit doamnă, până în momentul ăsta? Doamnelor, în primul rând. A, de amanții cu coanelor din Bucureștiul de altă, da, noi suntem. Cum? Noi suntem căsătorite, dragă. Dumneavoastră spuneți că subiectul preferat este... Sunt, despre amanții cu coanelor de altă, da. Bărbați, am înțeles. Soții, nu bărbați. Soții, prietenelor. Am înțeles. Subiecte și subiecte, ce să mai... Deci pe vremea interbelică, din București, de altă dată nu se bârfea și se forfeca. De pe vremea Cantacuzino sau ai Mariucăi Cantacuzino? Se forfeca situația. Se forfeca așa. Se întâlneau la masa de joc, uite aici. Sigur că dacă să știm cum mergem, cum ne purtăm și ce să facem de-a lungul timpului. Auziți? Și aici să-ți prezint prietenele mele. Care erau tacticile în vremea respectivă? Eu sunt emoționat de fiecare dată când vorbesc cu dumneavoastră, pentru că aveți o memorie enciclopedică, da. Și vorbiți despre niște vremuri despre care fiecare ar trebui să știe măcar puține lucruri. Asta voiam să vă întreb. În București... Eu le trăiesc și chiar am o mică... Vă rog. Da. În Bucureștiul de demult, spune. În Bucureștiul așa, de demult. Întotdeauna cocoanele se întâlneau o dată pe săptămână. Erau casele deschise, dragă. Dar femeile rotație, căsătorite... În fiecare zi se întâlneau la câte o doamnă. Femeile căsătorite obișnuiau să aibă amant? Și... sigur... înainte, dar erau atât de bogate și între un bal de binefacere, o pâră la Viena și mai făceau și ctitoria unei școli, mai, eu știu, se duceau la papa, mai se făceau și hageală când se duceau la Ierusalim, că și în ziua de azi e obligatoriu să te duci la Ierusalim, orice creștin, se mai întâlneau și vorbeau, da? Cum a avut pana, câți bani a dat Madame Cristoveloni la balul de binefacere, ce școală s-a mai construit, cine mai e pe la școala de cadeți, la școala militară, cine s-a căsătorit, cine a divorțat, nu? Noi suntem norocoși că am venit într-o seară specială cu fetele. În schimb, motivul pentru care am venit aici este să ne prezentați frumosul conac, așa că haideți să începem și revenim după aceea la doamne. Dar vreau să-mi prezint prietenele, vă rog, da? Vă rog, cum să... Pe Anda. Bună seara. Niclovici. Da. Ghețău. Liliana Berbeceanu. Madame Olga Șerbina. Ioana Pantezescu, toate sunt ele, două sunt advocat, dânsa e filolog, dânsa e psiholog, adică o lume fină, tirim. Da, ne bucurăm tare mult, doamnelor. Aud un fel de sunete în fundal. Eu sunt rezerva a cincea la joc. Aud un papagal? Ce e papagalul? Ne imită. Da, ne imită ce vorbim aici. Nu știi că eu am câini, pisici, papagali. Aveți întreagă menagerie acolo. Nu știi că i-am luat de suflet. Dar masa cealaltă e pentru bărbați? Dar nu-i de sticlă, e de piatră. Că mai văd o masă aranjată? Nu, e tot pentru noi, masa aceasta, când...
pentru noi, dragă, când ni se face foame, ciugulim, așa se zice. Uite, mai luăm un babic, un iudem, o păstrămioară, o sălățică, mai bem un coniac, mai bem o apă, o cafea. Tacâmurile de argint? Da, 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 da. Este un serviciu de masă Kaiser, A9, o să, suportul de șervețel, o să comit ingratitudinea de a vă întrerupe. Animale și, bineînțeles, fața de masă brodată. De a vă întrerupe, da, este... Mă întrerup mereu. Știu, nu eu vă întrerup. De obicei, organizarea asta, mersul, da, rostul emisiunii. Trebuie să luăm o pauză de publicitate. După pauză, acum că am văzut atmosfera, o să intrăm în povestea, da, acestei case, încăperile ei. Este una dintre cele mai frumoase case care încă există în Fiecare România. Fiecare casă își are povestea ei și sufletul. Ne întoarcem după pauză, credeți-mă, da, o să vedeți ceva ce mult timp a stat după ușile închise. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, știți că sunt mare pasionat de case vechi, de povești nemuritoare, iar una dintre proprietăresele tuturor acestor povești, multe nescrise despre un București de mult apus, este în direct cu noi astăzi, fascinanta jupâneasă Chiara Calița. Cristina, înapoi la tine, înapoi în casa asta cu o super poveste. Mihai, m-am reîntors, sunt în Cerdac, e o casă într-adevăr, o casă care spune povestea și care vreau să reînviu vremurile de altă dată. Uite, aici este o masă vânătorească, unde se stă, sunt în Cerdac, unde admir racul și pădurea. Nu cred. Sunt în Cerdac și scriu. Acum scriu o altă carte. Ba da, uite biroul aici. Asta am vrut să zic, că văd că scriu, aveți un loc ca dumneavoastră. Tainica inimă a bucureștilor. În tainica inimă a bucureștilor arăt mahalaua de cheag a vechilor negustori, acolo unde este cârciuma mea. Și ca să vezi că mă inspir și tot ce învăț din cărți, nu vreau să-mi arăt altceva decât cărțile în seara asta. Cum una din dulapurile cu cărți vechi despre Bucureștiul de altădat. Da. Și peste tot sunt pline cu cărți. Vreau să vă arăt că învăț mult, nimeni nu vine să-ți arate. Tu singur trebuie să-ți alegi calea, să studiezi. Întotdeauna să caut, să cercetez. Acum, pentru cârciuma mea, Aliș Verișul meu, mă străduiesc, încerc să aduc întotdeauna acea vrajă, acea lume jupâneasă, care este uitată, acele tipicuri, tabieturi de altă dată, da? Este absolut fascinant acest cerdac pe care... Cristina a găsit al loc. Acest cerdac cu vedere la lacul Znagov, nu? În clipele mele de liniște, da. Eu acum mi-am dat seama Znagov, că multă lume mă ceartă că de ce n-am scris o carte până la vârsta asta. N-am scris o carte că n-am un cerdac, precum al dumneavoastră. Promit, nu știu, să mă rog de dumneavoastră, să îngenunchez. Da, să stai la priveală. Să mi-l închiriați, vă rog frumos, câteva Nu trebuie să îngenunchești, ești invitatul meu. Mai ales că iarna aici vin fazani în curte. Și poți să... Ei, unde sunt atâția fazani, mai încape și un papagal. Sunt păduri de jur împrejur. Am și papagal, ai văzut și tu. Hai să mergem, da, din... Și am și mașina de cusut, care funcționează perfect, și colecția de clopoței. Nu întâmplător, când chem eu la cârciumă chelnării cu clopoțel, orice cucoană de altă dată avea un clopoțel. Și mașina de cusut cine Și mașina de cusut funcționează perfect, să știi. Exact mașina de cusut pe care o aveau și bunicile mele. Sigur că nu lucrez la ea, că nu am vreme. Da. Cât de veche este? Este din 1860.
Foarte dar, interesant. Da. Și aici am strâns lucruri care amintesc de vremurile acelea când România era o țară respectată în lume. Și miniștrii ei se duceau la conferințe și vorbeau în limba țării unde țineau conferințele. Când vom mai avea noi un Mangiaru, un Manoilescu, când vom mai avea noi un Brătianu, un Marghiloman, un Barbu Știrbei, un Iuliu Maniu? Of, Doamne, atât îmi doresc ca noi toți să avem parte de vremuri mai bune, mai trainice, mai serioase pentru viitorul copiilor și a nepoților. Credeți că este posibil? N-aș vrea să intrăm cu bocanci în casa dumneavoastră. Foarte mult argint în jurul nostru. E posibil să mai vedem și alte zone ale casei? Nu. Ce anume? Da, sigur că da. Cristina. Ce avem aici? Aici avem... Aici, uite, cu astea, vino să-ți dăm puțin. Da, este... eu am văzut o cameră aici. Șaturi, cum le spunem noi. Bine, da. Aici, Elena, mergem la Jupăneasă, la o tequila, da, după emisiune. Aici se aducea cafeaua la Degetar. A, erau de cafea, am înțeles. Da, sigur, vă invit la masă. Credeam că bine că sunt aduse de la cărciumă. Eu credeam că jupunesele, blidare, jupunesele beau kamikaze din ele. Tacâmuri de altă dată. Șat după șat. Mai jupunesele pot face orice. Absolut. Dacă atâta vreme când nu le văd bărbați. Dacă respectă pe cei din jur, sunt bune și sincere. Sunt bune și sincere. Și ridică în slăvie casa, fii nepoții și mai ales la mine clienții, fără de care n-aș putea să am un cerdac. La ce an a fost, la ce an a fost pusă piatra de fundație acestei case? Piatra de temelie care am făcut-o după toate tipicurile, adică cu preot, cu ștergara albă, am pus bănuți de aur la fundație, am fost făcută în anul 2000. Serios? Ai o construcție nouă? După 10 ani de muncă și după... Da. Mie mi se pare incredibil. Este făcută în stil românesc. Am văzut o grămadă este... de palate. Este o culă, uite tavanul. Am văzut o grămadă de palate oltenească. În nu stil este... brâncovenesc cu termopane, și... o grămadă de conace cu inox în România. E un manifest al bunului gust ce am văzut dumneavoastră acolo. Aici ferestrele sunt din lemn. Din lemn și aici este un birou al doamnei Zoe Bengescu. Eu am văzut că... Și ce vrei să știi? Că... Tot. Am văzut că treceți prin dormitor când ajungeți, ca să ajungeți în cerdac. Unde vă relaxați mai mult, aici sau în dormitor? În mai contează când am vreme. Că și pe aici vin rar, că mă ține Aliș Verișul acolo, lipită. Da. Asta vreau să anunț că lucrez la o altă carte de recepturi, recete sau rețete, cum se numeau, cu doze, vor fi cu poveștile literare, de unde au apărut felurile de mâncare. Puiul Marengo, Wellington, adică poveștile lor, așa cum s-au întâmplat și de ce poartă numele acesta. Domniță Cristina, te rog să o iei de braț pe jupâneasa Chiracalița și îndreptați-vă, vă rog frumos, către alte... necunoscute ale acestei case, absolut superbe. Măi, o cucoană nu și arată dormitorul. Doamne ferește, dar nici nu... Dar pot să-ți arăt toaleta. Ceva special din... Serios? Da. Vreau deci dormitorul nu se arată, dar toaleta se arată. Da. O toaletă cu cheiță. No. Da, dormitorul nu, dar pot să-ți arăt scaunul de rugăciune, unde stau eu în genunchi, covorașul are crucea, ortodoxă și acolo îmi pun Biblia și citesc și mai mulțumesc cerului și sfinților că s-au uitat spre mine de atâtea ori. Să-ți arăt o lustră de alabastru, lustra de alabastru și o toaletă cu cheiță, cum se purta pe vremuri. Cu cheiță din pe dinăuntru sau pe din afară? Rădăcină de lămâie. Nu, uite-le aici pe din afară. A, toaletă însemnând da, a, oglindă de machiaj sau cum îi spuneți voi în vlogurile astea. Vezi, noi când am spus toaletă credeam că o să ne duceți iar în... noptierele aici să facem puțin haz. Iar noptierele știi pentru ce erau făcute la origine?
Sătiu ăla de noapte. Nu cred. Deci asta a fost destinația primordială a noptierelor? Parol d'honneur. Țineai o liță pentru noapte? Da, sătiu ăla de noapte. Da. Și acum ținem încărcătoarele. Dacă voi numiți asta... Și acum te duc pe palier să-ți arăt. Dacă voi numiți asta progres... Da. Nadia, prinde lumina să arăt colecția halbelor. Da. Doamnelor și domnilor, pare o casă din secolul XIX, însă este o construcție ce datează din secolul 21. Te aștept. Însă lucrurile astea au o grămadă de povești din ultimii 200 de ani. Vreau să-ți arăt pe palier oglinda... Uite o plasmă din perioada pașoptistă, am văzut acolo o plasmă... Lui Marc Ghiloman. Oglinda, de acolo. E. Nu, aceasta și ce este HD-ul oglinda lui Marc Lubălcescu. Uite-te. Nu, este masa de joker a lui Bălcescu. Asta e oglinda lui Marc Ghiloman. Serios? Da, la acea masă a jucat familia Florescu. El a avut o iubită, Luxița Florescu. Știa nevastă sa? I-a dăruit și un fiu, Bonifaciu Florescu. Care nevastă? Așa. Și aici sunt colecțiile de halbe de bere. Că doar am cârciumă, nu? Normal. Halbe de bere, colecții. Am văzut ceva foarte interesant aici sus, pe dulap. A, astea o sunt, da. Astea știi ce sunt? Din aramă foarte vechi de la un castel din Italia. Aici se pun ghivece de flori. Și aia mai mare? Tot la fel, se pun flori. Da. Asta e greu? Da, da, e foarte greu, da. Da, e cam da, greu. Da. O las acolo. Să-ți arăt, aici este o masă foarte veche din 1800 pe care o purtau negustorii să întârc. Se strânge cu intarsii de sider și plecau să vândă șerbet, listă de chitră și cafele. Plecau la târg. Da. Doamnelor și domnilor, cam astea sunt poveștile pe care din ce în ce mai puțin oameni le știu, le cunosc și le spun mai departe. Aș vrea să intru în pielea negustorilor de altă dată. Da. Și poate îmi faci o vizită vara, da, să auzi ciripitul păsărilor și glasul mierlei. Vin, da? Să-mi scriu cartea, prima și mea carte. Și mai ales scriu mirosul florilor din super grădină. Vă mulțumesc! Te rog! Mulțumesc, domnița Cristina, pentru... Și te invit la lansarea cărții Inima... Da? Venim, suntem tainica acolo. Tainica inima a Bucureștilor. Am plecat, da, deja. Vă mulțumim! De ziua, știi când? De Sfântul Dimitrie Basarabov, patronul Bucureștilor. Te sărut! Vă sărut, vă așteaptă fetele la cărți, e seară de forfecat Bucureștiul, Cheracalița și celelalte jupânese în sufrageria, nu sufragerie, cum se numea, nici living.